După ce s-a confruntat cu persecuții aspre pentru credința sa creștină, tânărul Isa a fugit din casa sa din Siria pentru a începe o nouă viață în Irak și a pierdut totul. Îi fusese luate toate bunurile și mijloacele de existență. Dar toate acestea s-au schimbat când organizația caritabilă creștină Help the Persecuted a investit în firma sa un serviciu pentru motociclete și biciclete. Acum profită de orice ocazie pentru a împărtăși cu clienții săi cum pot să-L cunoască pe Isus. Vă invităm să ascultați mărturia Lui. Eram adolescent și căutam răspunsuri în viață. În 2010 urma să particip la un eveniment în orașul meu din Siria care promova ateismul, dar cu o seară înainte am avut un vis despre Isus care m-a făcut să decid să nu mă duc la întâlnire și să-mi dau seama că ateismul e o rătăcire. Am început să citesc Biblia și am luat decizia curajoasă să-L urmez pe Hristos. Dar din cauza credinței sale s-a confruntat cu persecuții dure, chiar și cu amenințări asupra vieții sale. Și-a pierdut locul de muncă și i-au fost luate toate lucrurile. S-a mutat în Irak în căutarea unei vieți noi. Cu toate acestea, angajatorii lui l-au tratat ca pe un sclav. Am auzit de organizația creștină Help the Persecuted, care m-a ajutat să-mi înființez propria mea afacere reparând motociclete și biciclete. Scopul lor este să-i ajute pe creștinii persecutați să-și găsească o viață de demnitate și autonomie. El a spus că acesta a reprezentat un punct de cotitură major în viața lui. Când organizația creștină m-a sprijinit, am simțit pentru prima dată libertatea. Știam că nu mai sunt singur, știam că Domnul este partenerul meu acum, nu vechea mea slujbă în care mă simțeam ca un sclav. El mă va sprijini acum. Acest sprijin i-a permis să-și extindă afacerea și s-a mutat într-un atelier mult mai mare, care este bine cotat printre localnici. Dar ceea ce este total diferit de orice de aici din zonă, el își împărtășește credința creștină cu toți clienții săi. Încerc din răsputeri să spun despre Hristos oricui vine aici. Acest loc nu este doar o binecuvântare pentru mine, ci pentru toată lumea. Oamenii continuă să mă întrebe despre Hristos și le spun despre mântuirea în El. Această mântuire este pentru toată lumea, nu doar pentru mine. Iisus a venit să ne mântuiască. El ne-a spus în Biblie, este chemarea vieții mele să spun tuturor despre El. Organizația creștină Help the Persecuted s-a implicat puternic prin diferite programe de ajutor în țări unde creștinii sunt persecutați. Prin aceste programe ei continuă să salveze, să restaureze și să reconstruiască viețile unor oameni precum Isa. Organizația Help the Persecuted a sprijinit până acum peste 300 de afaceri de familie în 13 țări islamiste, ajutând direct peste 1700 de oameni. Acest lucru le permite acestor creștini să rupă ciclul sărăciei și excluderii sociale, cu care noi convertiți la creștinism se confruntă adesea. Peter Wooding raportează pentru Global News Alliance. De când a început conflictul în Orientul Mijlociu, organizația misionară de televiziune prin satelit Sat-7 a transmis un mesaj de speranță și pace a lui Dumnezeu în întreaga regiune. Deși există temeri că războiul din Orientul Mijlociu ar putea escalada în Liban, postul creștin de televiziune prin satelit Sat-7 oferă programe speciale și sprijin spiritual celor afectați de tensiunile de acolo. Pe lângă faptul că oferă consiliere individuală și rugăciuni pentru telespectatorii lor care sunt afectați de conflict, ei difuzează o emisiune numită Vocea Bisericii. Marian Amaraji, managerul de relații cu audiența pentru canalele în limba arabă Sat-7, împărtășește modul în care îi ajută pe oameni să găsească adevărata pace în Hristos în acest moment tensionat. Ascultătorii noștri trăiesc cu frica morții în contextul nostru actual cu un război care ne bate la ușă, așa că am lansat o campanie de mesaje despre frica de moarte și răspunsul creștin în ce privește viața de dincolo. Iisus ne-a învățat că păcatele noastre ne duc în iad, dar există speranță pentru că El a murit pentru noi. Dumnezeu este un tată iubitor, iar Iisus a venit să ne spună cum putem ajunge în rai. Mulți dintre ascultătorii noștri din mediul musulman ne-au contactat pentru mai multe informații. Canalele în limba arabă ale televiziunii Sat-7 continuă să transmită un mesaj de speranță în mijlocul acestui conflict, nu doar în Liban, ci în tot Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Rugați-vă pentru ca tot mai mulți dintre ascultătorii lor să primească mesajul lui Hristos. Peter Wooding pentru Global News Alliance. Alpha Omega.